Salutare și bine v-am regăsit la un nou motovlog. Este 11:30, 32 de grade și mergem spre Transbucegi. Avem undeva la 2 ore până acolo. Probabil mai puțin dacă suntem cu motorul. Iar după o să facem drumul înapoi pe Transbucegi și mergem spre Brașov, unde probabil o să mâncăm ceva și o să vedem cursa de Formula 1, bineînțeles. Am făcut rezervare la un bar și o să mergem să o vedem acolo. Pe parcursul drumului, dacă m-auziți că vorbesc, dar nu știți subiectele, nu vă panicați. Vorbesc cu pasagera, dar ea nu se aude. Da, e duminică, dar zona asta până în Balotești e full tot timpul, pentru că s-au mutat mulți în afara Bucureștiului. Și aparent blochează tot drumul. Adică pare că s-au mutat toți, nu câțiva. Da, deci cred că dacă ar fi să schimb motorul cândva, cred că aș căuta cam exact același lucru, dar motor ceva mai mare. Când am bagaje și pasager, o simt un pic lentă. Nu-i rău, că tot trage, dar nu... Cum te obișnuiește zi de zi când e singur pe ea, știi? Că băiatul de la care am luat-o... Tocmai de-aia o dădea. Că avea pasager non-stop. Că ieșea mereu din țară, făcea ture de-astea foarte lungi. Și zicea că o simte cu pasager, mai ales când pleacă în alte țări de încărcată full. Zicea că se simte, că trage destul de greu. Hai, Mike, hai, fă stânga. Aia zic. Gata, acum ieșim de pe DN și o să luăm prima pauză. După, până pe Transbucegi, nu știu sigur dacă mai oprim. Așa că... mai bine să bem o apă ceva pe aici. Dar să și opresc. Păi nu treceți toți. Haideți, vă rog. Ce? Uite, era poliția în giratoriu, nici n-am văzut. În giratoriu. Nici eu n-am văzut. Gata, am terminat pauza, am ieșit și de pe centura Ploiești. Și mai avem 1:20 până pe Transbuceci. La timpul de 1:20 e cu aglomerația de la Cumarnic. Dar ar trebui să facem mai puțin, în teorie. Da, exact. Deja se schimbă peisajul. Am ajuns în Sinaia și urmează să facem stânga către Transbuceci, probabil într-un kilometru. În afară de Comarnic și un pic la ieșire din Comarnic, nu mi s-a părut aglomerat, chiar super lejer. Acum merge... Se merge un pic încet, dar e ok, scăpăm de ei. Se cunoaște că e mai răcoare spre Transbucegi. Chiar dacă a scăzut cu un grad de la 30 la 29, se simte. Și nu mai bate vântul cum bătea pe acolo. We'll be right back.
Habar n-am. Uite, dacă știe cineva ce e cu steagurile astea portocalii, să ne scrie în comentarii. Vezi? Sigur aflăm. Baterie la GPS. Mai are 12%. S-a dus multă baterie, nu știu de ce. Ce? Da, păi nu mă ține bine. Nu știu ce s-a întâmplat azi. Nu știu dacă l-a supărat frigul acum sau ceva. N-or sta și oile alea așa prost în pantă. Oile alea n-or sta și ele prost în pantă. Nu vor și ele se ducă mai sus să stea pe drept. Dar e răcoare bine pe aici. Aude, 23. Thank you.
Poate totuși prindem loc să mâncăm și noi ceva. Da. Ca în desene. Sunt mai puține ca de obicei mașinile. Nu. Pentru că era foarte plin când am venit, adică acum mi se pare ok. Acum 3 ani sau nu știu când. Gata, am terminat plimbarea pe Transbucegi. Ne-am întors și am mâncat chiar înainte de intrare pe drum la cabana de Chiu. A fost ok că mi-era foame, dar în rest cam nasol. Mi-a durat 30 de minute să ne aducă mâncarea. După mâncare a venit repede, însă ciorba era un fel de apă cu legume fără niciun gust. Iar șnițelul și cartofii, bineînțeles, erau ambele congelate și super seacă mâncarea per total. Dar mi era foame și era singura, ne era foame de fapt, și era singura cabană din zonă. Și n-aveam ce să facem. Așa că aia e. Acum coborăm, o să mergem în Sinaia, până în flanc, o să iau un încărcător pentru telefonul cu GPS, că nu mai are multă baterie și mai am nevoie de el. Și după mergem în Brașov la Champions Bar să urmărim cursa de Formula 1. E 34 minute, a început chiar și cursa de MotoGP acum. Gata, s-a terminat cursa și plecăm din Brașov. E 6.48 și pare că ajungem pe la vreo 9.30. Posibil mai târziu, că mai luăm o pauză ceva. Deci până și în Brașov sunt aproape 32 de grade la ora asta. Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie în București. Teoribil, faci stânga-dreapta fără semnal. Intră în giratorii, schimbă benzile cum au ei, chef. Blochează o bandă. Că stă pe telefon, ceva rău. Ești ce e în București, dar aici parcă sunt mai mulți pe metru pătrat. Da. Așa că asta a fost plimbarea pe ziua de azi. Mai dăm și noi spre casă. Și o să ne vedem probabil de pe drum. Gata, am intrat pe DN și acum avem drum drept până acasă. A fost super aglomerat de la Bușteni până la Comarnic, coadă continuă. Cine era cu mașinile, cred că în loc de 3 ore până în București, nu știu, 5-6 ore sigură a făcut. Sper că v-a plăcut tura de astăzi. O să încerc să editez, să postez vlogul acesta, probabil marți, miercuri. Iar până data viitoare, dacă v-a plăcut, nu ezitați să mă ajutați cu un like, share, un subscribe.